Isabela Simion. Bravo, Isabela! M-a auzit toată lumea. A fost o plăcere să concurez în cel mai tare sezon X-Factor cu cele mai faine voci. Eu mi-am propus să nu plâng nici dacă o să ies, nici dacă o să merg mai departe. Mă bucur foarte mult că au rămas colegii mei. Sper din suflet să se întâmple ceva după X-Factor, să nu fie doar o emisiune și atât. Și sper să o votați pe Olga. A fost ca între surori. Publicul a decis ca una dintre ele să părăsească acum competiția, lăsând-o pe cealaltă în ultima etapă a semifinalei, cu gândul la final. Cât de bine se va aduna Olga pentru următoarea etapă, cât îi va sta capul la ce va cânta pe scenă și nu la drama prin care trece prietena ei de acum, rămâne să vedem. X-Factor este despre viață, despre emoții, despre alegeri, despre prestanță, despre bucurie, despre voci, despre personalități, despre caracter, despre forță. X-Factor 6, cel mai bun sezon din toate. Olga, Horia are dreptate. Tu trebuie să mergi în spate să te pregătești de piesa a doua, pentru că seara nu s-a încheiat pentru niciunul dintre concurenți. Din nefericire, seara se încheie pentru Isabela. Avem imagini cu Isabela de când ne-am cunoscut la audiții și până astăzi. Hai să vedem. Da, X-Factor în sine e o provocare pentru mine. Nu m-am gândit că o să fie chiar așa. Luam gen, hai, mai încerc un concurs, vedem ce o ieși, Doamne ajută, poate ajung și eu, trec de audiții una alta. Nu mi-am pus problema de premiu, de finală, de chestii. Pur și simplu am zis, băi, hai să mai văd reacții, să văd ce mai spune lumea dacă mă aude cântând. You left, but I can never seem to let you go. Once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's very deep inside me, but I feel there's something you should know. Înainte de duel am plâns pentru că, deci exact faza asta cu piesa mă neliniște cel mai tare. Mă gândeam, mă, poate n-am făcut cea mai bună decizie și o să pierd pe mâna mea. Sincer, nu mă așteptam să trec la duel. Cred că ochii mei, n-am avut niciodată ochii așa mari ca la duel atunci când m-am mirat că m-a ales pe mine. Chiar credeam că o să o aleagă pe Mirona. Ai vrea să ajungi în finală, îți dorești treaba asta, că zici, mamă, sunt la un pas de finalul emisiunii. Și e, o să fie deprimant așa când ieșim. Că se iese. E trist. De Isabela ne despărțim din seara asta. Din păcate nu prinde finala, dar pentru noi toți rămâne nu numai o mare voce, dar și un super om. Mulțumim, Isabela. Mulțumim și noi tare mult. Mergem mai departe în semifinală. Să se retragă și Isabela și Carla să-și reocupe locul. Vă reamintesc, după această